Belogradchik Skali, stâncile de la Belogradchik, sunt un grup de stânci alcătuite din gresie și calcare, cu forme ciudate, situate pe pantele vestice ale munților Balcani, Stara Planina, în apropierea orașului Belogradchik, în nord-vestul Bulgariei. Culoarea rocilor variază de la roșu la galben. Unele dintre roci pot ajunge până la 200 metri în înălțime. Multe dintre roci au forme fantastice și sunt asociate cu legende interesante. Ele sunt adesea numite cu nume de personaje sau obiecte cu care seamănă. Stâncile de la Belogradchik sunt răspândite în partea vestică a munților Balcani și acoperă o suprafață de 50 km pătrați. Grupa centrală a rocilor este situată în apropierea orașului Belogradchik. Aici sunt cele mai interesante și impresionante formațiuni: Adam și Eva, ciupercile, școlărița, ursul, dervișul, păstorul, leul, cămilele, Madonna, călărețul, călugării, zeița Bendida, rebelul Velko și multe alte figuri de piatră. În împrejurimile acestor stânci ciudate se găsesc peste 100 de peșteri bogate în stalactite și stalagmite, precum și ravene interesante.